100%. Bun, haideți să vorbim de Rapid în lupta la titlul, domnul Dinu, după această victorie cu Sepsi. E de vreme. Da, dumneavoastră spuneați aici că este extrem de important acest meci cu Sepsi pentru Rapid. Au trecut bine, pentru că dacă Sepsi câștiga, venea la 5 puncte de aici, da, se complicau lucrurile și au asigurat, mă întreb, zic eu, fără nicio scuze, pe asta în play-off. Depinde câte puncte acumulează în continuare să termine pe locul 3 sezonul regulat. Eu zic că pot termina pe locul 3, așa cum a jucat echipa, cum a arătat. Să sperăm că au continuitate. Dar ei... Sunt la egalitate de puncte cu FCSB 41, ei au cu Cluj în deplasare. În mod normal ar trebui să câștige. Dar mai sunt 7 etape după aia, să mai joacă. Nu e... De acord. Dar FCSB are cu Farul. Mă gândesc că Farul lui Hagi își dorește foarte mult să-și revină după 3 meciuri fără. Dorește Hagi în primul rând, nu știu dacă își dorește și echipa. Așa. În mod normal, dacă vrei să mai ai pretenții să păstreze acolo lupta la titlu, trebuie să măcar un egal să scoți cu FCSB, corect? Da. Nu știu, eu spun că Rapidul doar de ei depinde mult. Eu zic că au șanse la ce joacă în România astăzi și văzând Craiova lui Rotaru, văzând chiar și FCSB-ul care încă nu este o forță cum ar trebui să fie, da? Se pot bate la locul 3 Rapidul la finalul campionatului în vară. Să termine pe locul 3, să aibă asigurată o cupă europeană fără câștigarea unui trofeu. La primele două locuri e mai greu, pentru că unul e la CFR-ului și pentru locul 2, probabil FCSB-ul sau Farul pot fi peste ei. Dacă Craiova Rotaru nu poate trece peste niciodată. De ce râzi? Păi ați văzut meciul de la Botoșeni. Poate își revină, am văzut, miraculos. Am văzut toată toamna meciul lor la Botoșeni. Au victorii la un gol diferență, 1-0, 1-0, chinuite, trase de păr, vai de mama lor. Eu zic că la Rapid sunt două variante. Dacă, în momentul în care intră. Dar să nu înceapă cu Bumba, cu... Tomba. Nu, ce vreau să spun. Mie mi se pare Rapid o echipă de moral, care dacă intră bine în play-off cu un moral bun, poate să facă o surpriză de te trezești cu ei pe primul loc, sau există două variante, cale de mijlocul. Sau vor fi dezastru, va fi un haos generalizat în care vor termina pe ultimul loc în play-off. Nu vor fi dezastru. De ce? Pentru că cel puțin acasă nu îi lasă lumea să fie dezastru. Ok. Acasă... Suporterii împing, nu mutul, nu primele date de patronat. Acasă lumea îi forțează să... De tot ce pot ei acasă. Poate afară mai lejer să fie, dar acasă în Giulești nu au cum să piardă jocul, să fie dezastru. Nu văd cum. Spuneați de Bumba, Mumba. Pe Bumba de la Bice. Mă rog, să-l aducă din partea mea, să aducă pe cine vor, dar au mai luat o țeapă pe românește cu Mățan. Nu se poate. Și cu Ciobanu n-a luat? Nu știu. Vai, Ciobanu este ceva... groaznic. Toți jucători aduși din vară până acum, afară de Dugan Cișca, iată că Dugan Cișca a reușit să confirme, să impună ca atacant central acolo, rest, spune tu unul care a venit anul ăsta, sigur, mai este Emers, ca etapă și anul trecut, Emers, da? Deci, în rest, toți jucători aduși și niciunul au prins titular. Ideea e că Rapidul vrea să ia jucători liberi de contract, să nu dea bani. A trebuit să dea 50.000 pe Gicu Grozav și... Să ajunsese la 50.000, au vrut ei eu să dea. Eu zic că nu l-au dorit. Asta e, păi. Mutu și l-a dorit? Păi nu doar Mutu decide acolo. Eu zic că nu și l-a dorit. Mutu și l-a dorit, e clar. Și-a fi dorit, dar nu știu. Aveți informații că nu câștigă, aveți informații bune de la plăiești. Conducătorii. Bine, acum hai să zic ceva, că l-a dus pe Gicu Grozav gratis, parcă nici eu n-a zice nu. Dar să faci deja un efort financiar să scoți bani pentru jucător. E sub contract, Victor. E sub contract. Și să-i dai și lui probabil 10-12.000. Trebuie să-i dai ceva. Plus că îi mai dai și la semnătură ceva. Îți mai spun eu ce e. Petrolul e într-o situație dificilă și nici ei n-au aruncat cu mulți bani, că știau că sunt cu 3 salarii neplătite Petrolul. Și a zis, mă, luați 50.000. N-au vrut, nu s-a făcut. Da, nu știu. Poate e surat la Petrolul înapoi. Ar fi fost un plus, domnul Dinu Grozav în Giulești, ce simțiți? Ce putea vrea? Ar fi fost un plus pentru echipă? Depinde, la Petrolul. Și el e un jucător de moral. La Petrolul n-a fost un plus în acest an. Eu zic că n-a fost jucătorul care a marcat un gol, două importante, dar ca joc, el venea pe perioada în care n-a jucat. Adică el s-a plimbat până în Ungaria, s-a plimbat ultimii ani. Deci nu a fost într-un nivel, n-a venit la un nivel ridicat. Păcaș de talentul lui, pentru că aduc aminte debutul la echipa națională cu Pițurcă, când a marcat la Istanbul și după aceea ce șansă putea să aibă. A avut calitate extraordinară și el, dar iată că n-a reușit să se impună. Da. Daniel, spuneam că meciul următor pentru Rapid este în deplasare la Cluj cu U. Cum ți se pare jocul ăsta? Așa, dacă ne uităm la valoarea celor două loturi, sigur că e în favoarea Rapidului. Dar eu vă spun altceva. Cum a fost gazonul la Cluj etapa trecută, a plouat și săptămâna asta, e clar că la Cluj va fi un gazon foarte... Meci de luptă. Și va fi un meci de luptă, pe care gândește-te că pentru U Cluj, cu o echipă care vine din play-off, se mulțumește cu un punct în situația în care e Ovidiu Ioan Sabău. De asta spun, va fi un meci de... și nu cred că va conta că sunt mai tehnici cei de la Rapid, că nu va mai exista. Acolo și la Arad sunt cele mai proaste stadioane din țară. La Arad a făcut un meci egal bun. Dar tot așa a fost. Da, da. A
fost peste UTA la adică Arad. O să fie două, sunt două stadioane care n-ai cum să te prezinți în fotbalul profesionist, după părerea mea, cu astfel de gazoane. Da, dacă câștigă la Cluj, spun că au început de sezon câștigă, foarte, foarte bun. Și mai ales că FCSB-ul, zic eu că are un moment greu, pentru că vorba noastră, nu cred că Rapidul se gândește să intre neapărat momentan până în play-off în lupta cu CFR și Farul. Dar ar fi important, măcar la nivel de moral, să treci peste FCSB chiar și la două puncte. Dacă acum se termină campionatul, câte sunt? 24 de puncte ar avea CFR-ul, da. 22... Deci Farul are 45. 23 Farul, 22 Rapid Steaua. Da. Deci ar fi două puncte de diferență. Cum să nu te lupți? Da. Ce ar fi să câștige în anul centenarul Rapidului pentru povestea fotbalului, așa zic, să ar fi fantastic, ar fi de și mai, atenție cu și echipă mai seamă, după promovare, nu, da, adică da, și da, cu o echipă care nu e de titlu, să fim serioși. Eu cred că CFR și anul ăsta nu am spus de septembrie, august am spus, n-are cum să-i bată nimeni. Și asta e o confirmare ce s-a întâmplat ieri la Ovidiu, e o confirmare a faptului că Dan Petrescu își vede de treaba lui și... Da, dar el totul gestionează el, sigur are credit total de la Neluțu Varga, mai face și greșeli, aduc și jucători plăpăresc pe Bamus, care nu știu unde este stadionul. Dar per total la o medie bună față de alte echipe. Faptul că fiecare an câștigă titlul, asta este targetul de ce trebuie atins și l-ating în fiecare an ei. Da. Bine, la CFR deja nu mai e target titlul. Targetul e să faci și bani din grupele europene. E targetul titlul, că acea șansă că Champions League după aceea să joci mai departe, da, Europa League. Dar dacă iei doar titlul și după aia ieși prin preliminarii... Da, uite, ei iau titlul și se duc măcar în conferanță în fiecare an. E adevărat. Ceea ce și asta contează. Așa că tu alea 3, 4, 5 milioane, la un moment dat... Contează. Vin și alea. E adevărat. Da. Cum vi se pare Craiova cu Neagoie? Care Neagoie? Fără Neagoie. Craiova fără Neagoie, exact. Da. O echipă. Eu știu, dacă domnul Rotaru așa înțelege să construiască o echipă după atâția ani, după atâția ani în care nimeni n-a confirmat acolo, nimeni a făcut nimic, probabil că va dura așa mulți ani la Craiova situația asta. Eu nu aș discuta, sau sigur, ar trebui să discutăm și despre calitate, dar eu i-aș lua așa, la ambiție, adică vă duceți la Botoșani, Daniel, o echipă, Botoșani, adică nu... Ce ambiție, ce discuții zic, să ai? Nu, adică te-ai dus acolo așa, ca să te duci să... Adică domnul Dinu, vă întreb, ca să fiu jucător de club, în momentul în care aveți Craiova, cele mai bune condiții, au jucătorii tot ce visează, cantonamente incredibile. Și te duci la Botoșani care zic, vai mama lor, cu tot respectul, adică n-au condiții, știți că dacă dă o ploaie pe la Botoșani, n-au unde să se antreneze. Exact, sală, da. Exact. Așa. Și te bate Botoșani 1-0, adică mi se pare nepermis. Tu ar trebui să treci cu șenilele peste echipe de genul ăsta, să te chinui cu Rapid, cu Farul. Probabil că la Craiova se întâmplă ce toată lumea comentează, este o dolce farniente. Este acolo, toată lumea stă bine liniștită, obiectivul de să și-a salariul în cont în fiecare lună. Sunt bine, mersi, nimeni. A vrut la doi să facă ceva, l-au curățat imediat. Și eu rămân la părerea că domnul Rotaru, din păcate, ca toți oamenii care vin în fotbal, imediat se lipesc de dânsul niște influenceri. Așa să-i numesc, da? Bună asta, care influențează. Care îl manipulează în momentul ăsta și nu de acum.